Gălăgia făcută la cele mai nepotrivite ore la bloc a fost de multe ori scandal între vecini. Legea a fost modificată astfel că se dau amenzi de până la 1.500 de lei pentru românii care stau la bloc. Cine riscă sancțiunile dure, aflați imediat. Românii care stau la bloc cunosc cât de stresant este zgomotul produs de bormașina vecinului la ore foarte nepotrivite. Cei care folosesc bormașina fără să țină cont de oră riscă de acum amenzi usturătoare. În comparație cu cei care locuiesc la curte, românii de la bloc trebuie să folosească bormașina numai în anumite intervale orare pentru a nu deranja liniștea vecinilor. Folosirea bormașinii este cu atât mai neplăcută dimineața, mai ales în weekend, când zgomotul de la bormașină nu te mai lasă să dormi, deși ai putea să o faci fără nicio problemă. Cei ce stau la bloc găsesc periodic mici modificări pe care să le facă pentru o locuință mai modernă, însă este important ca acest lucru să se facă fără a-i deranja pe vecini. Vă propunem azi câteva sfaturi utile pentru a folosi bormașina în afara orelor de liniște, astfel încât să evitați o amendă usturătoare. Orele de liniște de la bloc, conform legilor din România, sunt perioadele în care nu ai voie să-ți deranjezi vecinii cu zgomote tari, fie că dai muzica la maxim sau că folosești o bormașină sau o altă sculă care provoacă un zgomot. Orele de liniște sunt cuprinse în următoarele intervale orare, 22:08 și 13:14. Acestea sunt considerate ore de odihnă la bloc, iar zgomotele produse în aceste intervale orare pot fi sancționate cu amendă. Conform legii 61 din 1991, nu se face diferența între orele de liniște din cursul săptămânii și cele din weekend. Astfel, fie că este zi lucrătoare, fie că este una de weekend, orele de liniște pe care trebuie să le respecti rămân aceleași. Folosirea bormașinilor în timpul acestor ore de liniște nu poate fi făcută la bloc, cu excepția cazului în care, în prealabil, se obține acordul scris al vecinilor. Spre exemplu, dacă urmează să faci o reparație care nu poate fi făcută la o altă oră, proprietarul depinzând de alte persoane, singura soluție este să anunți vecinii pentru a evita ca poliția să ajungă la ușa ta și să te amendeze cu 1.500 de lei. Relatează playtech.ro.